Președintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat că la întoarcerea sa din Statele Unite ale Americii l-a găsit pe președintele Klaus Iohannis în fruntea unei noi mineriade, o manifestație neautorizată împotriva guvernului României, împotriva ordinii constituționale și împotriva votului popular din 11 decembrie. În opinia sa, mitingul de duminică seara este un început de lovitură de stat. El îi asigură pe români că nu-i va mai permite președintelui Iohannis să răstoarnă ordinea constituțională, să urzupe calități oficiale intrând abuziv în ședințele de guvern sau să incite la dezordine socială și violență.